Nu știu dacă ne-am pus întrebarea dintre atâția oameni, dintre milioane, miliarde de oameni care trăiesc pe pământul acesta, câți dintre ei mai ascultă glasul lui Dumnezeu într-o zi ca aceasta? Bombardați de tot felul de știri, fie pe stradă, fie la școală, fie la locurile de muncă, câți dintre ei își mai fac timp pentru a-L asculta pe Dumnezeu și a asculta cuvântul lui Dumnezeu și pe Cel care este viu și trăiește, slăvit să fie numele Domnului. Dumnezeu l-a pus odată la încercare pe Ilie și l-a pus pe un munte, l-a pus pe o stâncă și acolo deodată au început să difereze în jurul lui forțele naturii, fie prin cutremur, fie prin vânt, fie prin foc. Și Ilie, în forțele acestea a naturii, nu l-a identificat pe Dumnezeu. Din contră, l-a făcut să-și acopere capul cu o manta. Dar atunci când a venit un susur blând și subțire, el a simțit că acesta este Dumnezeu. Și a fost mângâiat. Dragii mei, în ziua de astăzi, și nu numai în ziua de astăzi, oricând se vestește cuvântul acesta, aici, în casa lui Dumnezeu, sau oricând citim din cuvântul acesta al lui Dumnezeu, inspirat prin Duhul Sfânt, este susurul blând al lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Și prin El suntem mângâiați. Prin El suntem salvați. În Efeseni, capitolul 4, versetul 5, ne spune acolo Apostolul Pavel că este un singur Domn, o singură credință și un singur botez. Sunt două acte de cult mari și foarte importante care ne-a lăsat Domnul Iisus Hristos. Este botezul în apă și este cina Domnului. Și astăzi sărbătorim una dintre acestea. Și în versetul 8, din același capitol, spune că Domnul Iisus Hristos s-a urcat sus, a luat robia robă și a dat darul oamenilor. Oare ce înseamnă lucrul acesta? Noi am fost robi. Am fost sub robia aceasta. Robia aceasta a fost diavolul, a fost păcatul și a fost moartea. Și Domnul Iisus Hristos s-a urcat sus. A luat robia robă. S-a făcut stăpân. În Apocalipsa, în capitolul 1, versetul 18, spune că cel viu, cel viu a fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor și El țin cheia morții. Cheia locuinței morților. Acesta este Iisus Hristos. Și pe cruce Iisus a luat diavolul dreptul acesta asupra noastră. Eram rob vrăjmașului. Ascultam de vrăjmașul. Eram sub stăpânirea Lui și El pe cruce a topit totul. Prin sângele Lui Cel Sfânt i-a dat viață veșnică. Și astăzi El este viu. Și din cauza că El este viu, noi trăim, slăvit să fie numele Lui. Amin. Dragii mei, frați și surori, în momentul când El s-a înălțat la cer, spune că a dat darul oamenilor, tot în Efeseni spune. Deci Domnul Iisus Hristos s-a înălțat și Duhul Sfânt, cel mai mare dar care El a dat a fost Duhul Sfânt, a venit și este în noi și trăiește și trăim datorită Duhului Sfânt, slăvit să fie în vecii vecilor. Textul din ziua de astăzi ne vorbește așa de frumos și ne spune în două versete, versetul 24 și 25, să faceți lucrul acesta. Este un lucru care trebuie făcut la cina Domnului. Este un lucru care trebuie să-L sărbătorim în ziua de astăzi. Dar trebuie să fie o închinare. O închinare adevărată și chiar de la începutul programului, când s-a citit din Marcul și după aceea cu îndemnurile care mi s-a adus la ora de rugăciune, cu poeziile, cu cântările, toate ne-au vorbit despre închinare. Închinarea unui Dumnezeu, unui Iisus Hristos care ne-a mântuit și la viață veșnică, dar închinarea noastră trebuie să fie adevărată. Atunci când se fie Domnul Iisus Hristos cu ucenicii, spunea, printre altele, că și templul acesta va fi distrus. Templul acesta va fi distrus și jertfele vor înceta. Preoții vor înceta jertfele. Nu vor mai fi jertfe. Toate ritualurilor, toate obiceiurilor se vor distruge, vor dispărea toate lucrurile acestea. Oare de ce a spus Domnul Iisus lucrul acesta? Știți de ce? Pentru că închinarea noastră
în ziua de astăzi să fie adevărat. Slăvit să fie El. A venit o femeie la Domnul Iisus, a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos la o fântână și acolo femeia spune, văd că ești un profet. Spune în care e închinarea adevărată. Voi, evrei, spuneți că la templu este închinarea adevărată. Noi, samaritani, spune că pe muntele acesta este închinarea adevărată. Și vine Domnul Iisus Hristos și spune, va veni vremea când nici în templu, nici pe munte, ci tu, în Duh și în adevăr. Asta e închinarea adevărată, dragii mei. Închinarea reală este în Duhul nostru, dar cu adevărat. În Duhul nostru, în ființa noastră, dar o închinare adevărată, o închinare reală. Și facă Dumnezeu, ori de câte ori ne închinăm înainte Dumnezeu, să fie o închinare adevărată, să fie o închinare reală, slăvit să fie numele Lui. Dragii mei, versetul 24. Și după ce am mulțumit Lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați mâncați. Acesta este trupul meu care se afrânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Cu alte cuvinte, să vă aduceți aminte de mine. Ori de câte ori stăm la masa Domnului, ori de câte ori se frânge pâinea aceasta de câte slujitori, ne aducem aminte că așa a fost frânt trupul Domnului Iisus Hristos. Ne aducem aminte că Domnul Iisus Hristos a fost frânt acolo pe cruce. Dar noi trebuie să ne aducem aminte. Și cum ne putem aduce aminte? Dacă nu stăm la masă cu Domnul Iisus Hristos și Domnul Iisus Hristos spune, vă dau masa aceasta ca mereu și mereu și mereu să vă aduceți aminte de cruce. Mereu și mereu, mereu să vă intre în mintea voastră orice lucru, orice lucru care nu-l repetăm și nu-l amintim, iese din mintea noastră, dispare din mintea noastră, îl uităm. Și nu ne mai aducem aminte de lucrul respectiv. Dar dacă noi mereu și mereu stăm la masă cu Domnul Iisus Hristos, intră din nou mintea noastră și ne aducem aminte de Iisus Hristos, ne aducem aminte de moartea Lui, ne aducem aminte de suferințele Lui, ne aducem aminte de trupul Lui, cum a fost zdrobit, cum a fost sfârtecat, cum a fost zdrobit pe cruce, slăvit să fie numele Lui. De aceea stăm la masa aceasta, de aceea frângem pâinea ziua de astăzi, să facem lucrul acesta spre pomenirea mea, spunea Domnul Iisus Hristos, să-L pomenim pe El, să ne aducem aminte că El este real, El este sfânt și El este adevărat, slăvit să fie în vecii vecilor. Amin. Dragii mei, și continuă textul. Și spune versetul 26, tot astfel, după cine a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou, în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Lucrul acesta, să faceți lucrul acesta, este un lucru care trebuie făcut, spunea Pavel. Și lucrul acesta trebuie să facem în ziua de astăzi. Toți care suntem în locul acesta, toți care avem un legământ cu Domnul Iisus Hristos, trebuie să facem lucrul acesta. A luat un pahar și a zis, acesta este legământul cel nou. În acest pahar, noi ne legăm. Noi stăm cu Domnul Iisus Hristos. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură și privim chiar la prima carte, găsim un legământ așa de dramatic. Cu Avram face Dumnezeu legământul acesta, capitolul 15. Și acolo îi spune lui Avram, Avrame, ia o juncare de 3 ani, ia o capră de 3 ani și ia o oaie de 3 ani, un berbeci de 3 ani, ia și porumbei, ia și turturele și despică-le două și pune-le față în față. Și a făcut Avram lucrul acesta. Și spune că spre asfințitul soarelui, spre asfințitul soarelui, spre seară, a ieșit un fum acolo și o flacără aprinsă a trecut printre animalele acestea. Și Dumnezeu a făcut un legământ cu Avram și încheie pasajul și spune în felul următor. După ce a sfințit soarele, s-a făcut o întunere ca din șeată că a ieșit un fum ca dintr-un cuptor și niște flăcări au trecut printre dobitoare și plecat. În ziua aceea, versetul 18, capitolul 15. În ziua aceea, Domnul a făcut un legământ cu Avram și a zis, seminții tale dau țara aceasta de la râul Egiptului până la râul cel mare, râul Eufrat. Și Levrei, capitolul 6, spune cuvântul Dumnezeu că Dumnezeu s-a jurat pe El însuși. Pentru că nu avea pe cine să jure, nu era nimeni mai mare ca Dumnezeu, că Dumnezeu își va ținea legământul cu Avram.
Iată ce Dumnezeu avem, frații mei. Dumnezeu a făcut o legământ cu Avram. Dumnezeu a făcut o legământ cu oamenii Lui. Și în ziua de astăzi, noi suntem în locul acesta, pentru că Domnul Iisus Hristos, atunci când a stat la masă cu ucenicii, a făcut un legământ. Și datorită că a făcut atunci un legământ, a făcut și cu noi un legământ. Și astăzi suntem în legământul Lui, slăvit să fie numele Lui. Amin. Dragii mei, dacă mergem mai departe, în Exod, în capitolul 25, Dumnezeu îi spune să se urce pe munte, împreună cu Aron, cu fiii lui și cu 70 de bătrâni. Și acolo Dumnezeu face un al doilea legământ mare cu poporul Israel. Și dă legi și dă porunci. Și Moise se coboară la popor și spune, iată ce mi-a spus Dumnezeu. Voi ce veți face? Dumnezeu a făcut legământul acesta cu voi. Voi vreți să vă țineți legământul acesta? Vreți să intrați în legământul cu Dumnezeu? Și ești ce spun? Da, vom face. Vom ținea legământul acesta. Vom asculta Dumnezeu. Și-a pus pe niște tineri. Și-a ducă niște jertfe, niște animale. Și sângele acela l-a stropit, l-a pus în streteni, l-a stropit peste altar. Și vine a doua oară Moise la popor și spune, ascultați, vreți să intrați în acest legământ? Da, vom face ceea ce spune Dumnezeu. Și ia cartea omului Dumnezeu Moise și citește această carte, acest legământ, îl citește în fața poporului. Și ascultați cum încheie pasajul și ce spune cuvântul Dumnezeu în Exod, în capitolul 24, versetul 8. Moise a luat sângele și a stropit poporul zicând, iată sângele legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi, pe temeiul tuturor acestor cuvinte. Pe ce cuvinte? Pe cuvintele voastre. Pe cuvintele voastre Dumnezeu își ține legământul. Dar voi ce faceți? Voi vă țineți legământul? Și spunea poporul, da. Vrem să ținem legământul. Vrem să ascultăm de Dumnezeu. Iar dacă vine mai încoace, și cuvântul Dumnezeu în Ieremia, capitolul 31, cu versetul 31, spune Dumnezeu poporului, iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinților în ziua când i-am apucat de mână să-i scot din țara Egiptului. Legământ pe care l-au călcat măcar că aveam drepturi de soț asupra lor, zice Domnul. Și iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel. După zilele acelea, zice Domnul, voi pune legea mea înăuntru lor. O voi scrie în inima lor. Și eu voi fi Dumnezeul lor. Iar ei vor fi poporul meu. Nici unul nu va mai învăța pe aproape sau pe fratele său zicând, cunoaște pe Domnul. Ci toți mă vor cunoaște de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul, căci le voi ierta nelegiuirea și nu voi mai aduce aminte de păcatele lor. Iată ce Dumnezeu avem, frații mei. Și dacă privim și venim mai încoace, venim la Domnul nostru Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos stă de vorbă și stă în fața 12 ucenici și face un legământ și le spune, eu mă voi duce la Ierusalim. Eu trebuie să pătimesc. Eu trebuie să mor. Eu trebuie să-mi dau fiu dat în mâinile bătrânilor, în mâinile preoților, marilor bătrâni a preoți. Trebuie să fiu dat în mâinile lor. Eu trebuie să sufer pentru voi. Voi vreți să intrați în legământul acesta cu mine? Vreți să intrați în contractul acesta cu mine? Facem un contract. Vreți să ascultați? Dragii mei, Domnul Iisus Hristos s-a angajat în acest legământ, când ne va duce până la sfârșit. Dumnezeu spune prin Isaia, te cunosc din pruncie, te cunosc de la naștere și vreau să te duc până la bătrânețe, până la cărunghețele tale. Vreau să te port, te-am purtat și vreau să te mai port. Vrea să te ducă, vrea Dumnezeu să ținem de legământul acesta, dar doar noi ne ținem de legământul acesta. Oare nu cumva am ieșit din legământul acesta? Oare nu cumva l-am părăsit pe Dumnezeu, fie prin păcatele noastre, fie prin zâlnic, prin păcatele care le facem, prin greșeala care o facem? Oare nu cumva am ieșit din legământul cu Dumnezeu? Astăzi este ziua și este momentul ca din nou să intrăm în legământ cu Domnul Iisus Hristos. Și să-L întrebăm, Doamne, vrei să ne mai primești din legământ iarăși? Te-am părăsit pe Tine. Ți-am părăsit bunătatea Ta, Ți-am părăsit dragostea Ta. Am făcut ce nu este plăcut înaintea ochilor Tăi. Astăzi vin cu mărturisire înaintea Ta. Vin și mă căiesc înaintea Ta, pentru că vreau să stau la masă. Primește-mă din nou în legământ.
Primește-mă din nou în contractul acesta care l-a făcut, care am odată atunci când a stat la valul ăla, mi-a spus că până la moarte te voi sluji pe tine, dar te-am părăsit fără temei. Am plecat din biserică, poate de multe ori, tineri de-a noștri, și s-au rătăcit pe stradă, pe drum. Poate frați de-a noștri l-au părăsit pe Dumnezeu și am plecat din mijlocul nostru. Astăzi este momentul să ne căim, să venim înapoi în legământ cu Iisus Hristos. Și să-L întrebăm pe El, Doamne, vrei să ne primești din nou? Oare ne primești Domnul Iisus Hristos? Oare ne primești din nou în legământ cu El? Da. Cu siguranță, dacă astăzi venim cu inima sinceră și din toată inima și ne mântuim păcatele noastre, astăzi Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu și El ne poate ierta și este plin de bunătate, este plin de dragoste, este plin de iubire și ne iartă, slăvit să fie numele Lui. Amin. Dragii mei, ca dovadă că Domnul Iisus Hristos te iartă, haideți să vedem în Matei. În capitolul 26. Domnul Iisus Hristos aduce în grădina Ghețimani să se roage, ca de obicei. Și acolo s-a dus cu ucenicii. S-a dus împreună cu cei 12, dar la un moment dat ia pe trei și îi apropie de El. Ia pe trei împreună cu El și le spune, rămâneți aici. Avea nevoie Domnul Iisus Hristos de o îmbărbătare, de o încurajare. Avea nevoie de o mângâiere din partea lor. Pentru că, spune în versetul 38, Iisus le-a zis, sufletul meu este cuprins de o întristare, de moarte. Avea nevoie ca și om. Și Domnul Iisus Hristos se duce mai departe și se roagă. Dar oamenii aceștia, în ultima seară, din grădina acolo, împreună cu Domnul Iisus Hristos, le spune că El trebuie să fie trădat. El trebuie să fie omorât. Și că va suferi. Și a rugat să fie împreună cu El. Dar, când o oră mai târziu, Domnul Iisus Hristos se întoarce la ei, îi găsește dormind. Îi găsește ațipiți. Cum au putut oare trei pescari zdrave care în nenumărate nopți, mulți nopți de-a rânduri de Marea Galilei n-au închis un ochi, l-a pescuit, aruncau mreaja. Cum au putut oamenii aceștia ca o oră să nu poată să stea mreaja, treci, să se roage împreună cu Domnul Iisus Hristos? Dar, spre dezamăgirea Lui, nu odată, de două ori și de trei ori s-a întâmplat lucrul acesta. Oare ce am fi făcut noi? Dacă am avea un prieten care am avea încredere în El și am spune, e prietenul meu cel mai bun și ne-am dezamăgit, ce am spune noi de prietenul acesta? Oare am mai rămâne noi fidel ca până acum față de El? Eu cred că nu. Eu cred că nu. Dar Domnul Iisus Hristos, cu tot că a adormit, cu tot că l-au părăsit, știți ce face? Ascultați ce spune și încheie pasajul din Matei 26, cu versetul 46. Un cuvânt minunat și un cuvânt binecuvântat care și nouă ne-l spune ziua de astăzi. Chiar dacă l-ai părăsit, chiar dacă ai ațipit, chiar dacă ai dormit, dragul meu frate și soră, chiar dacă de multe ori l-ai dezamăgit pe Dumnezeu, l-ai dezamăgit pe Domnul Iisus Hristos, astăzi Fiul lui Dumnezeu care a murit pe cruce, astăzi Fiul lui Dumnezeu care a vărsat sânge și prin rănile Lui suntem mântuiți, astăzi Domnul Iisus Hristos îți spune ce a spus și ucenicilor, chiar dacă l-ai dezamăgit, chiar dacă ai păcătuit, El în ziua de astăzi te iartă și spune, sculați-vă, haideți să mergem. Ne cheamă cu El. Haideți să mergem împreună cu Iisus Hristos. El în ziua de astăzi ne iartă. El în ziua de astăzi aruncă totul în mare uitării. Spunea cuvântul Dumnezeu care l-a citit în Ieremia, în capitolul 31, cu versetul ultimul, versetul ultima parte, spune, voi ierta nelegiuirea și nu voi mai aduce aminte de păcatul lor. Iată ce face Dumnezeu. Și în Mica ne spune că voi veni din nou și voi călca din nou pe nelegiuirile voastre și le voi arunca în fundul mării și nu voi mai aduce aminte de ele.
Slăvit să fie Domnul. Amin. Dragul meu frate și soră, astăzi, îndemnul meu, nu vreau să fie lung îndemnul din ziua de astăzi, pentru că a fost predici binecuvântate astăzi, fie prin poezie, fie prin îndemnul, fie cântări, a fost deosebit de frumos, ne-am umplat împreună. Vreau să fiu scurt în ziua de astăzi, dar îndemnul meu din ziua de astăzi este acesta. Dacă l-ai părăsit pe Dumnezeu și crezi că ai ieșit din legământ cu Domnul Iisus Hristos, este momentul astăzi să te crești, în ziua de astăzi să te mărturisești și să-i spui, Doamne, primește-mă din nou în legământ cu Tine. Primește-mă din nou ziua de astăzi în acest contract care l-am făcut între mine și Tine. Și vreau ca Eu să fiu în Tine și Tu să fii în mine, slăvit să fie El. Amin. Dar să știți un lucru, dragii mei frați și surori, că și nu numai la masa Domnului, nu numai în ziua de astăzi, noi mâncăm trupul Domnului Iisus Hristos și bem din sângele Lui Cel Sfânt. Nu numai în ziua de astăzi, noi obișnuim de multe ori să spunem și să ne pregătim înainte, cu o săptămână sau două sau trei săptămâni pentru cina Domnului. Dar noi trebuie să ne pregătim tot timpul, chiar și după cina Domnului, noi trebuie să ne pregătim. Pentru că dacă vine Domnul Iisus Hristos, noi vrem să mergem împreună cu El. Și ne spune Ioan în capitolul 6, versetul 33, spune că și pâinea lui Dumnezeu este aceea care se pogoră din cer și dă lumii viață. Doamne, au zis ei, dă-mi întotdeauna această pâine. Și Iisus le-a zis, Eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată. Și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Slăvit să fie Domnul. În fiecare zi trebuie să gustăm din Domnul Iisus Hristos. În fiecare dimineață, când ne ridicăm din așternuturile noastre și ne uităm pe fereastră și vedem strălucirea soarelui și vedem lumina zilei, să-i spunem, Doamne, noi și astăzi vrem să gustăm din Tine. Și astăzi vreau să gust din trupul Tău. Și astăzi vreau ca sângele Tău, protecția Ta să fie peste mine. Slăvit să fie El. Pentru că El spune în versetul 53, Iisus le-a zis, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiul meu și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viață în voi înșine. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și Eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul meu este cu adevărat ce? O hrană. O hrană. Deci trupul Domnului Iisus Hristos, în fiecare zi trebuie să ne hrănim din trupul acesta, pentru că este o hrană. Și noi ne hrănim, sufletele noastre se hrănește cu Mântuitorul, cu Iisus Hristos. Cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne în mine și Eu rămân în el. În fiecare zi avem nevoie de lucrul acesta. În fiecare zi avem nevoie Eu să rămân în Hristos și Hristos să rămână în mine. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Amin.